Pacea Domnului Iisus, frași surori și dragi ascultători și dragi prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această seară nu am intrat ca să vorbesc din cuvânt și să predic, în această seară am intrat doar să vă dau un sfat și ferice de omul care îl ia și care îl pune la inimă lui. Bineînțeles că fiecare face cum vrea și cum decide. Dar vreau să vă dau un sfat și mai ales sfatul acesta este pentru cei care sunt creștini, pentru cei care sunt pocăiți. Dragi frați și dragi surori, după cum am mai spus și în videoclipurile sau în live-urile pe care le-am avut înainte, căci este bine ca fiecare dintre voi să asculte de autorități și să stea în casele lor. Pentru că și casa fiecăruia dintre voi este corabia de salvare pentru fiecare. Așa cum Noe a stat în corabie cu familia lui până a trecut urgia lui Dumnezeu și potopul de ape și a stat acolo în corabie mai multe zile, mai multe luni, până a secat apa, la fel și noi trebuie să stăm în casele noastre din pricina acestui coronavirus. Vreau să vă spun că tot mai mulți pocăiți, păstori și creștini, oameni care sunt membri în biserici, sunt afectați de această coronavirus și unii dintre ei chiar mor. Am auzit de la cineva din România că chiar un frate de la Timișoara sau de la Arad, dar cred că a fost de la Timișoara, un frate păstor a murit de coronavirus. Un alt frate este pe pagina mea, un frate păstor, este întubat. Un alt frate păstor este acum la unde este în spital, unde este situația mai gravă, se simte foarte rău și s-a dus să facă testul de coronavirus. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun. Sunt foarte mulți pocăiți sau creștini care sunt plini de râvnă, dar lipsiți de înțelepciune. Adică ei se adună la un loc când știe că virusul acesta ucide în masă și mai ales în Spania și mai ales în Italia, unde este așa de răspândit acest virus. Dragule, dacă tu ieși afară în public și te duci să te întâlnești cu alți frați și surori și dai mâna cu ei și stai aproape de ei și zici că ție nu ți se întâmplă nimic tu ai o râvnă, dar fără înțelepciune. Tu trebuie să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, ca Dumnezeu să-ți dea pricepere și ca Dumnezeu să-ți dea un duc de ascultare să știi și să înțelegi că tu trebuie să asculți de autorități care sunt în slujba lui Dumnezeu. Dacă autoritățile au spus că voi trebuie să stați în casă, că trebuie să respectați aceste lucruri pentru salvarea ta și pentru salvarea familiei tale. Nu te încăpățâna și nu ieși în public și nu te duci să mai faci în continuare adunare, pentru că iată și păstorii care n-au ascultat și membrii, o parte dintre ei, au fost infectați cu coronavirus. În Germania am văzut o știre sau în Franța, într-o biserică mare, au fost în adunare ca să se roage așa cum facem noi creștinii sau pocăiții. Dar acolo au fost infectați 1000 de persoane în adunare cu coronavirus. Deci probabil că a fost 1, 2 sau 3 care au avut această infecție în trupul lor, acest virus, s-au dus, au dat mâna cu ceilalți, s-au strănutat de câteva ori și 1000 de persoane au fost infectate în Germania sau în Franța, spunea la o știre, cu coronavirus. Nu fiți fără înțelepciune. Stăteam de vorbă mai câteva zile, cred că de vreo 2 zile, cu un frate din România și i-am spus să aibă grijă de familia lui și să păstreze distanța de ceilalți frați și de surori, de vecini, de copii care sunt în alte case, dar el a spus că de ei nu se apropie nimic și chiar au venit câțiva frați să-l viziteze și să se roage cu el.
Dragii mei, nu vă jucați că nu este de joacă, că dacă primești această infecție, dacă primești acest virus, coronavirus, și apoi te vezi întubat și apoi te apucă panica și frica sau îl vezi pe cineva drag din familia ta că se stinge, că moare, nu ți-e tot una. Stai pentru o vreme la sigilare, adică în corabia casei tale, că după ce va trece virusul acesta, ai din nou timp să te întâlnești cu frații tăi, cu surorile tale. Ai avut timp când trebuia să te întâlnești cu ei, ai avut timp când trebuia să te rogi cu ei, ai avut timp când trebuia să ai părtășie cu ei, în grupuri de rugăciune și la adunare. Acum iată că a venit timpul acesta când fiecare dintre noi trebuie să stea în casă, în corabia casei sale cu familia, pentru protecție, pentru că ieșind de afară, în timp ce tu ieși afară, poți să nimerești peste un om care este afectat cu coronavirus. Ați văzut și voi că au fost persoane care au plecat din Italia, o singură persoană, și s-a dus în România și au infectat pe alte persoane. Probabil au dat mâna cu alții sau au trecut pe lângă ei și a început virusul acesta să se împrăștie și în România. De ce? Pentru că o persoană din Italia n-a stat acolo în țara în care era și s-a dus în România infectat cu coronavirus și a infectat și pe alții și iată că acum de la om la om s-a răspândit și se răspândește pretutindeni. Dragii mei, vreau să vă spun că și eu stau în casă cu familia mea. Ies doar atât cât mă duc la serviciu, lucrez ca șofer și eu trebuie să duc marfă la firme. Nu m-aș fi dus, dar sunt chemat, am primit și hârtie în caz de mă controlează poliția, să-i arăt hârtia că sunt chemat de firmă unde lucrez, ca eu să duc marfă pentru firme, nu pentru persoane, pentru firme. Și când am gătat lucru, după cum ați văzut, că m-am filmat și în mașină, după ce am gătat lucru, eu viu acasă și stau acasă. Acum, Doamne ferește, se poate întâmpla în timp ce sunt la lucru să poți primi această coroană. În timp ce ești cu cei care te încarcă sau cu cei care te descarcă, ferească Dumnezeu. Dar vreau să spun, cât vă stă în putință, stați în casă, oameni buni, mai ales frați și surori, nu vă mai duceți în casa altui frate și a sorei. Nu le pune viața în pericol, viața lor și viața celor din casa lor. Frate și soră, nu mai chema pe nimeni în casa ta spunând, frate, hai la mine, hai că nouă nu ni se întâmplă nimic, hai că Domnul este cu noi. Asta este ceva o râvnă fără înțelepciune, pentru că iată că virusul acesta nu i-a cruțat nici pe păstori, pe oameni care stau în fața poporului și învață de Dumnezeu. Dar oamenii aceștia probabil că nu s-au temut și au zis ca și alții, nouă nu ni se întâmplă nimic și acum iată că unul a murit, probabil și celălaltul care l-am văzut pe Facebook și e pe pagina mea, acum încă un păstor renumit este acolo la boli infecțioase, se simte foarte rău și ne cerea să ne rugăm pentru el și acesta este fratele Candreanu, Viorel Candreanu, pentru care ar trebui să ne rugăm. Un frate din Biserica Baptistă, un frate bun, un predicator bun, un om al lui Dumnezeu și totuși iată că coronavirus probabil s-a atins de el pentru că spunea că se simte foarte rău. Asta înseamnă că virusul acesta nu ocolește pe niciun pocăit. Pentru că cât am fi noi de pocăiți, suntem oameni, dragii mei. Suntem oameni, noi nu suntem îngeri. Noi suntem oameni, avem un trup de carne. Așa cum se prinde gripa normală de tine și în fiecare an sau așa ceva în fiecare an, încep să tușești și scurge nasul.
sau alte boli, te doare spatele, te doare rinichii, te doare gâtul, te doare inima, te doare piciorul și mâna. La fel și aceasta se poate atinge de tine. Nu fi plin de râvnă fără înțelepciune. Nu te juca cu moartea, așa cum cineva spunea și chiar am postat pe pagina mea, decât să stai pentru totdeauna în mormânt, mai bine stai 30 de zile în casă pe fotoliu cu familia ta. Poți să asculți predici pe internet, poți să stai de vorbă cu alții, așa cum stau eu cu voi, dar nu risca, pentru că o săptămână, două, trei, o lună trece și din nou totul va fi normal, chiar dacă ar dura un pic mai mult, dar gândește-te că pe urmă totul va deveni la normal. Nu dori să ajungi înainte de vreme în mormânt, pentru că dacă tu te duci și ai contact cu cei virușați, s-ar putea să ajungi înainte de vreme în mormânt sau cel de lângă tine și să-ți pară rău că n-ai ascultat. Am văzut pe internet că sunt unii care se adună împreună și se roagă. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, Dumnezeu să vă păzească. Acum fiecare în familia lui se poate ruga cu soția, cu copiii, cu cei din casa sa. Și dacă vreți să vă rugați împreună cu alții, intrați pe Facebook sau pe alte pagine, împreună mai mulți, stați de vorbă, comunicați, vă rugați împreună. Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu știe în ce împrejurări ne aflăm și Dumnezeu nu-și cere ca tu să fii împreună cu cei care sunt frați și surori în Hristos în situația în care e. Vă dați seama când Lot și Noe a venit potopul, când a venit potopul de ape peste Noe, Noe n-a ieșit din corabie să zică, eu sunt un om neprihănit, eu sunt omul lui Dumnezeu, eu stau undeva aici pe pământ, nu intru în corabie, o să las doar animalele, o să las doar familia, eu stau afară, pe mine nu mă atinge nimic. Noe n-a făcut așa. Dumnezeu i-a zis să intre în corabie el și casa sa și Dumnezeu a închis ușa după el și corabia aceea a fost salvarea familiei lui și a tuturor animalelor care erau în corabia aceea. Frații mei, nu vă jucați! Și Noe a stat acolo cel puțin, gândiți-vă, 30 sau 40 de zile a plouat zi și noapte. Deci 40 de zile a plouat zi și noapte și Noe era pe ape. Voi vă gândiți? Plus a mai trecut un număr foarte mare de ani, de luni sau de zile până apele au scăzut, că a fost apele așa de mari că a acoperit orice munte, cel mai înalt munte care a existat a fost acoperit de ape. Vă dați seama câtă apă era pe fața pământului și până Domnul a făcut ca apele să se retragă, a trecut un timp îndelungat și noi a stat în corabie și în jurul lui era numai apă. Deci el era în corabie și această corabie i-a salvat viața. El n-avea, așa cum am mai spus, ca voi internet, televizor, computere, telefoane, tablete, n-avea grădină, n-avea balcon, doar că Domnul i-a spus să facă o fereastră către cer, să se uite către cer. Pur și simplu era acolo ca într-o închisoare, dar a stat acolo cu multă răbdare și viața le-a fost salvată. La fel și Dumnezeu a nimicit tot ce trebuia nimicit atunci când a hotărât să nimicească. La fel și Lot. Înainte ca Domnul să nimicească Sodoma și Gomora, să trimită foc și pucioasă din cer, a trimis pe îngerii săi, pe cei doi îngeri, care a venit cu Domnul la Avram, i-a trimis să-i scoată din cetățile acestea și le-a zis să fugă la munți. Și pe când ei fugea, Domnul a făcut să cadă foc din cer și pucioase și toți cei care erau acolo au murit în Sodoma și Gomora. De ce? Pentru că păcatele lor s-au suit până la Dumnezeu și Dumnezeu a venit să-i judece și să-i judece aspru cu foc din cer. Dragii mei, după cum bine știți cu toții, în lumea în care trăim, lumea în care trăim este atât de rea, atât de păcătoasă. Noi uneori vedem unele păcate pe care le face omul pe internet, dar gândiți-vă câte vede Dumnezeu,
cât aude Dumnezeu și câte fapte rele face Dumnezeu. Și din păcate mai sunt și creștini care, la fel ca lumea, îl supără pe Dumnezeu. Biblia spune că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Probabil că păcatele noastre s-au suit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit ca acest virus, așa cum era și în Israel, când David a numărat poporul și Domnul n-a vrut ca el să numere poporul. Și Domnul nu i-a plăcut că David a numărat poporul. Și Domnul a trimis o ciumă în Israel și au murit mii și mii de oameni în vremea lui David. Vă gândiți, 7.000 sau 70.000 de oameni au murit, au căzut, loviți de mânia lui Dumnezeu de ciumă. Oameni buni, nu este de jucat cu Dumnezeu. Dacă noi păcătuim, dacă noi facem toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le interzice, și noi spunem că asta nu e o mânie lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este îndurător. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător, este plin de bunătate, dar este și un Dumnezeu drept. El nu se lasă bajocorit de omul pe care l-a creat. Gândiți-vă la robul lui Dumnezeu Moise, acest om care stătea gură către gură cu Dumnezeu de vorbă. Dumnezeu vorbea prin Moise pentru Israel, dar a fost o zi când Moise n-a ascultat în totalitate de Domnul. Domnul i-a zis să se ducă la stâncă și să vorbească stâncii ca stânca să dea apă pentru poporul însetat care murmura și cârtea. Dar Moise s-a dus, s-a mâniat și a început să strige și apoi a lovit cu toiagul ce l-avea stânca. Prin aceasta el l-a necinstit pe Domnul și Domnul a zis: tu și fratele tău Aron m-ați necinstit în fața poporului, așa că nici tu, nici fratele tău Aron nu veți intra în țara promisă care a promis-o lui Israel. Vă dați seama, Dumnezeu n-a lăsat pe robul său Moise să intre în țara Canaan. 40 de ani a stat Moise în pustie, acolo cu poporul său Israel, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să intre în țara Canaan, doar a privit-o de departe. Vedeți, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. La fel și poporul Israel era poporul lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a făcut mari minuni în țara Egiptului. Știți ceva? I-a pedepsit aspru pe egipteni și a nimicit o mare parte dintre ei pentru Israel. Și când poporul acesta a fost salvat din Egipt și a ajuns în pustie, a uitat de Dumnezeu cel atotputernic și au început să murmure și să cârtească, au început să nesocotească pe Domnul, au început să păcătuiască împotriva celui atotputernic și Domnul nu i-a mai lăsat să ajungă în țara Canaan. Păi cum se întâmplă așa ceva? Că doar Domnul, când i-a scos din Egipt, a zis că îi duce în Canaan, în țara în care curge lapte și miere. Deci planul lui Dumnezeu acesta era să-i scoată din Egipt și să-i ducă printr-o pustie și să ajungă în țara Canaan, țara care a fost promisă lui Avram, Isaac și Iacob. Dar Dumnezeul nostru, care este drept, nu se lasă bajocorit de omul creat de El. Toți au murit în pustie, toți au pribegit acolo. Unii au fost mâncați de șerpi, mușcați de șerpi, alții au fost arși cu focul Domnului, alții au murit în situații grele, alții au fost răpunși de multe alte boli, alții au perit în timp de 40 de ani stând în pustie și doar copiii lor, care au fost de la 20 de ani în jos, au intrat în țara promise. Asta înseamnă că cu Dumnezeu, omule, oricine-i fi, care trăiești în păcat, nu te poți juca.
Dumnezeu e sfânt, dar pedepsește păcatul. Dumnezeu se judecă cu omenirea. Într-adevăr că în vremea în care trăim, aveți nevoie de cuvinte de îmbărbătare, aveți nevoie de cuvinte care să vă încurajeze. Dar nu uitați, Dumnezeu este drept și El judecă cu dreptate pe locuitorii pământului. De aceea, frați și surori, ca să nu mai fiți infectați voi și alții, și familiile voastre, stați la adăpost în casele voastre. Nu uita, casa ta e corabia de salvare pentru tine, așa cum a fost corabia lui Noe. Stai acolo până trece urgiile trimise de Dumnezeu sau cel puțin îngăduite de Dumnezeu. Pentru că și virusul acesta nu este la voia întâmplării. Înainte ca el să pornească de unde a pornit, n-a pornit fără voia lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a îngăduit, pentru că Dumnezeu are totul sub control. Dumnezeu e la cârmă. Nimic din ce se întâmplă în această lume nu este fără de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este surprins de nimic. Dumnezeu n-a fost surprins de coronavirus. Dumnezeu n-a văzut, s-a uitat în lume și a zis: vai, în lume a intrat o coronavirus. Ce surpriză pentru mine! O, nu, Dumnezeu nu este surprins. Dumnezeu știe totul dinainte ce se întâmplă în această lume. Și dacă Dumnezeu a îngăduit ca prin coronavirus să moară așa o mare parte din mulțime, se spune că peste 15.000 de oameni au murit până acum în toată lumea unde este infectată. Peste 15.000 de oameni s-au stins și au plecat în veșnicie. Și vreau să vă spun că se vor mai stinge și vor mai muri și vor mai muri și creștini și pocăiți. Pentru că unii se încăpățânează, nu ascultă, lasă frate că Domnul e cu noi, lasă frate, nu te teme, sau ascultă de glasurile, bă, nu există virus, ăsta nu e, mă, ăștia fac așa că vor să aducă altceva, nu-i, mă, virus, mă, hai, mă, vezi de treabă. Dragii mei, voi aveți impresia că autoritățile se joacă cu voi? Voi ascultați de toți oamenii de nimic care vă informează cu mesaje negative, care spune, vezi mă de treabă, că nu-i nicio coronavirus. Voi vedeți că în Italia și în Spania au murit o mulțime de oameni. Voi credeți că numărul de 15.000 de oameni care se spune că au murit e o minciună? Păi cine are curajul să mintă așa? Și voi credeți că din pricina unei minciuni s-a închis toate lucrurile, bisericile, sările de sport, magazinele, au rămas doar cele care sunt cu mâncare? Voi credeți că din pricina unei minciuni, doctorii din Italia și Spania, unde oamenii sunt mai afectați, stau zi și noapte ca să salveze oamenii? Voi credeți că ăștia luptă degeaba? Dragii mei, n-ascultați mesajele neștiitorilor, oamenilor care vă influențează negativ, așa cum și satana vine la voi și vă spune, vezi mă de treabă mă, nu trebuie mă să te pocăiești, dar de ce să te pocăiești mă, lasă mă, că nu trebuie să te pocăiești mă, trăiește-ți viața, nu trebuie să schimbi religia. Eu am intrat și am spus oamenilor să se pocăiască pe altă pagină și spunea, lasă-mă mai cu pocăința ta, du-te mă de aici, mă, ce să mă pocă, lasă, uite acum, hai mă, lasă, nu schimbi o religie. Dacă îi chem pe oameni la pocăință, ei crede că tu îi chem la o religie, dar pocăința nu înseamnă religie, pocăința înseamnă să te lași de păcat, pocăința înseamnă să te întorci la Hristos, să renunți la tot ce este rău, la tot ce te poate despărți de Dumnezeu, dar oamenii nu înțeleg și din contră te înjură, te blesteau, te ocărăște și spune vorbe murdare, sectantule, rătăcitule, fanaticule, demonizatule. Oamenii nu vor să asculte, dar ei fumează, dar ei beau, dar ei înjură, dar ei vorbesc porcos, dar ei curvesc, dar ei fac avort, dar ei se duc la prostituate, la cluburi de noapte și multe, multe altele păcate. Dar tot ei te numesc rătăcitule, sectarule, așa mai departe, demonizatule. A
Adică ei sunt rătăciți, ei sunt demonizați și stăpâniți de Satan și tot ei te numesc pe tine a fi rătăcit. Ca pe vremea lui Hristos. Pe vremea lui Hristos spunea despre Iisus că are drac. Spunea, de ce l-ascultați? Are drac, e nebun, nu mai ascultați de el. Și din contră era invers. Pentru că Hristos spunea despre ei că sunt călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Ei îl numeau pe Hristos nebun, ei spuneau că Hristos are drac și din contră ei erau cei demonizați. Pentru că Hristos din ei, din mulți ca ei a scos Duhul afară. Deci, dragii mei, mă opresc aici din pricina gâtului că am probleme cu gâtul și mai tușesc câte un pic, dar ascultați-mi sfatul dacă vreți să fie bine de voi. Dacă nu, fiecare în dreptul lui, numai gândiți-vă și la medici că săracii nu mai pot face față nici ei. Când crede și ei că a scăpat, deja le mai vine încă 5. Iar bagă-i la aparate. Când crede că e gata, încă vreo 10, încă 20. Gândiți-vă că medicii nu mai pot face față. De ce? Pentru că oamenii nu vor să asculte, să stea în izolare, iasă afară, ia de la altul și dă mai departe la altul. Începe să tușească, începe să se simtă rău, începe să aibă febră și începe să sune. Alo, alo, mă simt cu tare, mă simt atât de rău, s-ar putea să am coronavirus. Și dintr-o dată ambulanța după el și așa mai departe cu doctorii și cu toată protecția care au ei și du-te, Carl, du la spital și unii scapă și alții moare. Dragii mei, stați drumne în casă. După ce a trecut virusul, sunteți liberi. Că altfel s-ar putea să ajungeți în mormânt. Ascultați-mă ce vă spun. Domnul nu-i de vină dacă tu mori din pricina acestui virus și vina este doar a ta că n-ai vrut să asculți. Tu înțelegi? Poate zici, dar ce mă ți-o frică? Măi, oameni buni, aici nu-i vorba de frică. Autoritățile, cei care sunt în fruntea țării, când îi spune să stai în casă, lor le e frică? Voi ce ziceți? Le e frică? Ei spune așa pentru că știe că așa poate să oprească virusul și să nu se mai împrăștie. Dar cred că și ei stau în casele lor. Că eu nu cred că ei spune stați, dar ei iasă afară. Probabil că iasă doar acolo în Parlament și stau, ați văzut că pe unii a băgat în carantină și așa mai departe. Și ei se protejează cât le stă în putință. Dar, dragii mei, ascultați că este pentru binele vostru. Așa că frați păstori și frați creștini, până trece virusul acesta, vă spun, nu vă mai adunați împreună și nu fii tu așa de încăpățânat că să dai mâna cu altul, să zici, hai bă frate, ce vrei să dai mâna cu mine? Hai bă, ce ți-e frică, bă? Hai bă, lasă că nu se întâmplă nimic. Nu fi fără înțelepciune, nu te juca, că doar poți să-l saluți și de la distanță, de un metru de doi. Pace, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu-i musai să dai tu acum mâna cu el sau să-l strângi în brațe. Că s-ar putea că cu acela cu care dai tu mâna să fie virusat, s-ar putea că atunci când tu ai dat mâna cu el să treacă de la mâna lui direct la tine și te duci acasă în familia ta și îți îmbolnăvești familia, omule. Înțelege că vorbesc limba română. Pentru că iată mă mir că chiar și păstori ajung să fie infectați și unii să moară. Vedeți? Dumnezeu de ce nu-i păzește? De ce nu-i păzește pe păstorii care s-au infectat? De ce? Pentru că n-ascultă, voi înțelegeți? Pentru că n-ascultă, Dumnezeu îi lasă. Râvnă fără înțelepciune. Vă dați seama? Râvnă fără înțelepciune. Nouă nu se întâmplă nimic. Domnul e cu noi. Iată ce spune în Psalmul 91. E adevărat. Dar fă-ți tu partea ta de protecție și Dumnezeu și-o face pe-a lui. Când nu te mai poți păzi tu, te păzește Dumnezeu. Face Dumnezeu pentru tine. Dar nu te arunca tu în drum să zici că Domnul e cu tine și gata, nu se mai întâmplă nimic, că s-ar putea să te lase. Și apoi să te superi pe Dumnezeu și să zici, m-am încrezut în tine, Doamne, și m-am crezut că dacă mă duc acolo, nu mi se întâmplă nimic, de ce m-ai lăsat, de ce ai îngăduit, de ce? Pentru că n-ai ascultat,
pentru că n-ai băgat în cap, pentru că ai avut o râvnă fără înțelepciune. Nu te-ai gândit sau alții te-au îndemnat. Lasă, băi, că nu e nimic, băi. Lasă, băi, că nu-i problemă. Hai, bă, vină cu asta. Ce, bă, ți-a frică? Și tu, ca să nu te dai așa de umilit și de smerit, nu mi-e frică. Hai, bă, să ne îmbrățișăm. Lasă, băi, că nu mi-e frică. Și doi oameni fără înțelepciune, acum, când urgia circulă peste tot, se îmbrățișează și probabil că își transmit acest virus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper ca mesajul pe care vi l-am transmis să vă fie de folos celor mai multor frați și surori. Să spunem că a murit un frate, așa cum am spus, de la Rad sau Timișoara și încă o soră de la Vâlcele. O soră mai bătrână care cânta. Iată ca să spune că a murit de coronavirus. Și acum și fratele Viorel Candrianu este internat în spital acolo la boli. Pot să le pronunț așa, boli infecțioase, bolile periculoase. Spune că se simte rău și s-a dus să facă testul acesta cu coronavirus. Dragii mei, cât vă stă în putință, păziți-vă. Și unde nu mai puteți voi, face Dumnezeu. Acum, din pricina gâtului, trebuie să închei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am avut pe inimă lucrul acesta să vi spun, pentru că văd că sunt foarte mulți frați și surori care au râvnă, dar fără înțelepciune. În situațiile acestea, când ei trebuie să stai în corabie, stai în corabie și va fi salvată viața ta și viața familiei tale. Fiți binecuvântați de Domnul. Totuși, să nu închei până mă uit un pic peste mesaj, poate cineva mi-a pus vreo întrebare. Hai să mă uit. Meu spune Cosmin Pace, Domnul să te binecuvinteze, fii binecuvântat de Dumnezeu, frate, spune Cosmin, mulțumesc, mulțumesc Cosmin, Domnul să te binecuvinteze. Frate, am o întrebare, dacă, de ce s-a numit lapte? De ce s-a numit lapte și mere în Canaan, probabil vrea să zică. Păi acolo înseamnă că era așa de mult lapte și mere, că acolo spune curge laptele și merea, unde curge lapte și mere. Asta înseamnă că era foarte multă miere de albină și foarte mult lapte de vacă, de capră, de oaie, deci o fi fost, că doar la lapte și mere se referă. Sau poate se referea la tot binele care era în țara Canaan. Nu ne spune Biblia mai detaliat, dar cred că când spune că acolo curge lapte și mere, adică este lapte din belșug și mere de albină din belșug. Cred că la aceasta se referă. Fiecare știm ce înseamnă laptele și fiecare știm ce înseamnă mierea. Amin, Doamne ajută la toată lumea. Amin, Maria, Dumnezeu să te binecuvinteze. Pacea Domnului spune căldărar. Pacea Domnului Căldărar, Dumnezeu să te binecuvinteze. Pace sfântă, fraților, Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistentă, spune Florin Bilban. Amin. Așa să facă Domnul. Dumnezeu să se atingă de el, frate scump. Amin, spune Florin. Probabil se referă la fratele Viorel Candreanu. Chiar putem să facem și o rugăciune împreună pentru fratele nostru Candreanu. Dumnezeu să-ți dea vindecare, frate scump, mulțumesc, mulțumesc. Suntem aproape de microchip 6-6, da, deja a început să se pună, de multă vreme se pune. Semnele prevestesc revenirea lui Hristos. Hristos este mai aproape decât ne putem imagina. Pacea Domnului spune, Pușa, pacea Domnului, Dumnezeu să te binecuvinteze, Pușa. Sora Pușa, pace frate, Sandu spune, pace Domnul să te binecuvinteze. Pace frate, pace, spune fratele Franța, pace Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa, să văd întrebări dacă sunt, amin, amin, spune sora Elena, Domnul să te binecuvinteze, sora. Așa.
Domnul să te întărească în cuvântul lui, să-ți dea lumină, înțelepciune, pricepere, putere. Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea și dorința. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toată audiența, spune un frate. Amin, mulțumim. Dumnezeu să te binecuvinteze, spune Florin. Mulțumim. Amin. Dacă nu l-am întâlnit pe Hristos și tot păcătos sunt, păcătoși sunt care nu vor accepta microcipul, vor ajunge în rai. Dragul meu, în rai nu se poate ajunge fără Hristos. Chiar dacă nu primești microcipul atunci când el va fi pus pe mâna dreaptă sau pe frunte, tu tot în ea te duci. Tu nu poți să mergi în rai fără Hristos. Biblia spune că atunci când îngerii au venit la păstorii din câmpie care păstoreau în jurul turmei lor, care erau cu oile care le aveau, îngerul le-a spus: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Deci, El este mântuitorul, El este salvatorul și dacă tu nu-L accepți ca Domn și ca mântuitor al vieții tale și dacă nu-L urmezi și nu trăiești pentru El, cu niciun chip, oricine ai fi sau cine am fi noi, nu vom putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Chiar și Hristos a spus că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci numai cei care fac voia Tatălui meu care este în cer. Deci ca să putem ajunge în cer, noi trebuie cu siguranță 100% să facem voia Tatălui din cer. Dar Biblia ne spune în câteva locuri că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, adică să vă feriți de păcat, să vă feriți de tot ce vă poate întina și vă poate despărți de cel prea înalt. Apoi voia lui Dumnezeu, spunea Mântuitorul Iisus, este să credeți în acela pe care l-a trimis El, adică pe Hristos. Deci așa, crezând în Fiul, tu ai viața veșnică. Biblia spune că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Vă dați seama, deci toți acei care cred în Isus nu sunt judecați, dar toți cei care nu cred au și fost judecați, a spus Mântuitorul. Deci în împărăția Tatălui se ajunge doar prin Fiul și prin a face voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu o găsim în Scripturi. Dacă te uiți în Scripturi, găsești voia lui Dumnezeu. Biblia ne învață cum trebuie să trăim, cum trebuie să vorbim, ce fapte trebuie să înfăptuim. Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, tu devii un om înțelept, pentru că acolo sunt cuvintele lui Dumnezeu, inspirate de Dumnezeu, date oamenilor care au scris această carte numită Biblia. Citind Biblia, tu devii un om înțelept, tu devii plin de cuvântul lui Dumnezeu și pe deasupra plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu găsești voia lui Dumnezeu. Găsind voia lui Dumnezeu, tu te lupți cu tine însuți, tu te lupți cu lumea, tu te lupți cu satana și te lupți să faci ceea ce este bine și plăcut. De aceea și spune Biblia: dați-vă și voi toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele, să uniți credința cu fapta, fapta și așa mai departe. Deci trebuie să ne dăm toate silințele dacă vrem ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dacă ești necredincios, ești nepocăit și nu primești chipul, cu siguranță tu n-ajungi în cer. Dar dacă ești credincios și nu primești chipul și mor ca martir pentru Hristos, cu siguranță tu ajungi în cer. Dar s-ar putea să fie răpirea bisericii înainte ca să fie obligatoriu prin lege ca să primești acest microchip pe mână sau pe frunte.
și să rămână jos doar cei care nu s-au pregătit cu adevărat pentru Hristos, care au avut o viață dublă, au trăit și cu lumea și cu Dumnezeu. A vrut să-L mulțumească și pe Satana și pe Dumnezeu. La adunare au fost ca cei care sunt acolo, când au plecat de acolo au fost ca lumea. Ei, oamenii căldicei vor rămâne jos și vor plânge cu amar când va vedea că Hristos a venit și a luat biserica, a plecat cu ea și acolo este mare bucurie. Gândiți-vă că și eu am spus astăzi aceste cuvinte familiei mele. Gândiți-vă ce înseamnă să fiți la nunta lui Hristos de 1000 de ani. O nuntă de 1000 de ani. Pe pământ nunta ține o zi, două, la cei bogătași în alte țări ține probabil mai mult. Dar gândiți-vă că nunta lui Hristos, da, gândiți-vă că nunta lui Hristos este o nuntă de 1000, da, bine, gândiți-vă că nunta lui Hristos este nunta de 1000 de ani. Ferice de omul care are parte de răpire, că vreau să vă spun că la nunta lui Hristos vor fi doar cei care vor fi înviați prima înviere și cei care vor fi transformați la clipela de ochi, cei care vor fi răpiți la cer, aceștia vor sta la masă cu Hristos, cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și cu toți prorocii și vor fi la nunta de 1000 de ani. Vă gândiți, vei gândi ce înseamnă să fii la nunta lui Hristos? Te-ai gândit ce înseamnă 1000 de ani de nuntă? Te-ai gândit cât de frumos va fi acolo? Iar ceilalți, Biblia ne spune că nu vor învia până vor trece cei 1000 de ani, adică până va trece nunta lui Hristos. Apoi din nou Hristos se va întoarce ca să judece lumea. Atunci toți morți vor învia, chiar dacă sunt băgați la crematori, chiar dacă sunt făcuți cenușă, chiar dacă sunt aruncați pe ape, oriunde ar fi îngropați, oriunde ar fi împrăștiați, când Hristos va da poruncă, la porunca Lui toate vor lua din nou ființă. Așa cum ați văzut și în videoclipul acela care arată revenirea lui Hristos când vine pe norii cerului însoțit de mulțimea cea mare pe cai, apoi arată mormintele cum se deschid și oamenii, oasele se adună la un loc și oamenii își primesc trupurile și merg la judecata de apoi. Așa va fi atunci când Hristos va veni să judece lumea. Toți morți vor învia, mari și mici, din toate generațiile, din toate rasele și din toate vremurile și vor merge și vor sta în picioare cu toții înaintea scaunului de domnie a lui Hristos. Și îți dai seama, marea va da afară pe morții care vor fi nea. Asta înseamnă că toți oamenii care au murit înecați în mare sau ocean sau în alte ape vor fi dați afară, vor ieși de acolo ca să meargă la judecată. Moartea și locuința morților, adică unde merg oamenii acum, sufletele care merg în locuința morților, unde sunt chinuite și muncite până la ziua judecății, sufletele fără Hristos, cum și bogatul spunea că grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Deci moartea și locuința morților vor da afară pe morții care vor fi în ele. Asta înseamnă că nimeni nu scapă. Și marea dă afară, și moartea dă afară, și locuința morților dă afară. Și fiecare va trebui să stea în picioare. Biblia ne spune și niște cărți au fost deschise și a fost deschis o altă carte care este Cartea Vieții. Biblia ne spune și fiecare a fost judecat după faptele lui, după tot ce era scris în cărțile acelea. Vă dați seama, s-au scris niște cărți despre fiecare persoană. Omule, vreau să spun că din clipa nașterii tale până în ziua morții tale, despre tine să scrie o carte cu tot ce gândești, cu tot ce vorbești, cu tot ce simți, cu tot ce faci. Ai grijă ce vorbești, că Hristos a spus, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit cu gura lor, căci din cuvintele tale vei fi scos fără de vină și tu din cuvintele tale vei fi osândit. Gândește-te la ziua judecății, dacă știi
știi că ai păcătuit cu gura ta, ai vorbit murdar porcos, cuvinte porcoase, ai jignit, ai blestemat, ai înjurat, căiește-te de aceste păcate, du-te înaintea lui Dumnezeu și cere-ți iertare, spune lui Dumnezeu că îți pare rău, spune lui Dumnezeu că vrei să fii iertat de El și să te ierte prin Iisus Hristos. Omule, nimeni nu poate să se pocăiască în locul tău, fiecare se pocăiește pentru el însuși. Mama nu se poate pocăi în locul tău, nici tatăl nu se poate înlocui în locul tău, dar nici copiii nu se pot pocăi în locul părinților. Soția nu se poate pocăi în locul bărbatului și nici bărbatul în locul soției și nici bunica în locul nepoților. Fiecare trebuie să se pocăiască de păcatele lui, pentru că fiecare va trebui să dea socoteală de viața care a avut-o pe pământ. Dumnezeu ne-a rânduit la fiecare o viață. Iată, au murit o mulțime de oameni, 15.000 de oameni s-au stins. S-ar putea ca în zilele următoare să mor și tu, omule, sau eu, sau altul dintre cei care mă ascultă. Și pentru că nu știi că vei muri așa cum n-au știut cei 15.000, pune-ți viața în rânduială, întoarce-te la Dumnezeu. Dacă știi că ești un om păcătos, dacă știi că ai făcut mereu ce nu e pe placul lui Hristos, nu mai amâna până mâine, că mâine s-ar putea să fie fatal pentru tine și să-ți pierzi veșnicia cu Hristos. Ați văzut? Tâlharul de pe cruce, chiar dacă a fost un tâlhar, a fost totuși înțelept. Acolo pe cruce, înainte ca el să-și dea Duhul, l-a apărat pe Iisus când celantul îl bajocorea și spunea: nu te temi tu de Dumnezeu? Pentru noi este drept că ne primim pedeapsa pentru faptele noastre, pentru tot ce noi am făcut, dar omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Și apoi, prin înțelepciunea care a avut-o și descoperirea pe care Dumnezeu i-a dat-o, făcându-l să creadă că Iisus este un împărat, i-a zis: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și nu s-a așteptat acest tâlhar la răspunsul pe care Mântuitorul i l-a dat. Astăzi, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Vă dați seama, înainte ca el să-și dea Duhul, mai înainte ca să plece la cele veșnice, omul acesta a vorbit cu regele și a zis: adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și Iisus nu l-a respins și a zis din contră: astăzi vei fi cu mine în rai. Și pentru că și tu ești la un pas de veșnicie, omule, mai ales că ești în Italia sau în Spania, tu ai văzut că țările acestea sunt cele mai afectate. Îndreaptă-ți astăzi glasul și inima către Creatorul tău. Pune-ți viața în rânduială cu Dumnezeu ca să nu mor cu păcatele asupra ta. Înțelegi? Dumnezeu să vă binecuvinteze și să facă ca cuvântul acesta să vă fie de folos. Apoi Biblia spune că după ce morții au fost judecați după faptele lor, Biblia ne spune foarte clar că oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. E îngrozitor doar să auzi, dar să te mai ia îngerii de o parte, la stânga și dreapta, să te ridice prin aer și să te arunce într-un lac de foc de unde nu vei putea să ieși niciodată. Oricine care n-are numele scris în cartea vieții, indiferent că e președinte de stat, că e deputat, că e polițist, judecător din lume, că e parlamentar, indiferent ce rang ai în lume, omule, dacă numele tău nu este scris în cartea vieții, Biblia spune că vei fi luat și aruncat în iazul de foc. Dar ascultă-mă ce spun.
Atâta vreme cât tu trăiești în păcat, atâta vreme cât tu minți, cât tu înjuri, cât tu blestemi, cât tu faci multe alte lucruri pe care Dumnezeu și Biblia le condamnă, numele tău nu este scris în carte. Omule, trezește-te, vino la Isus și mărturisește-ți păcatele și roagă-L să scrie numele tău în cartea vieții. Căci însăși Hristos a spus, la ce-i folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava sa cu toți sfinții îngeri și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Tu îți dai seama ce spune Iisus? La ce folos să câștigi toată lumea, să fii un om cu renume și cu vază, să fii idolul tuturora, să fii miliardar, să fii cel mai bogat, la ce folos? Să-l întrești pe Gigi Becali și pe toți miliardarii, dar dacă îți pierzi sufletul, omule, ce folos? Pentru că ceea ce tu ai, ai doar pentru trupul muritor, care într-o zi va fi luat și aruncat într-un mormânt rece, după un timp va putrezi dacă nu vei fi băgat la crematori. Ce folos că tot ce ai în jurul tău, mașini și case mari și așa mai departe și conturi pline cu bani, sunt doar pentru trup, omule. Dar tu caută să strângi și pentru suflet, că Hristos a spus, nu vă strângeți comori aici jos, unde le sapă și le fură oții și unde le mănâncă rugina și molima, ci strângeți-vă comori acolo sus, unde în cer la Tatăl, la Dumnezeu, că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Gândește-te că Hristos a spus că Fiul omului va veni cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. De aceea să fim foarte atenți ce fapte facem, să fim foarte atenți la ce ne uităm, să fim foarte atenți ce gândim, foarte atenți ce vorbim. Pentru că noi suntem registrați de îngerii lui Dumnezeu. 24 din 24, tu ai îngeri lângă tine, omule. Tu nici o secundă nu ești singur. Tu nu-i poți vedea pentru că ei sunt duhuri și duhurile nu se pot vedea. Dar ei sunt în jurul tău. Ei sunt trimiși de Dumnezeu și unii dintre ei au menirea să te registreze. Să-ți registreze toate vorbele, toate faptele, toate gândurile și toate imaginațiile. Și atunci când îți imaginezi ceva urât și porcos și imaginația aceea este registrată și Dumnezeu cunoaște ce ne putem imagina noi și la ce ne putem gândi în inima noastră. Oamenii nu ne cunosc, oamenii nu ne poate citi gândurile și imaginațiile pe care noi le avem, dar Dumnezeu care ne-a creat, ne-a făcut în așa fel încât ca El să poată să știe totul despre noi. Nu te poți ascunde de Dumnezeu, ne putem ascunde unii de alții, dar nu de Dumnezeu. Și acum să ne rugăm, să ne rugăm pentru fratele Viorel Candreanu, care am auzit că este internat acolo la boli infecțioase. Și tot în același timp să mă rog ca Dumnezeu să se îndure de mine, să facă ca virusul acesta sau infecția aceasta din gât, am fost la medic și mi-a spus că am o infecție, să treacă. Și Dumnezeu să se atingă de toți acei care au această coroană virus și care n-au murit. Dumnezeu să lucreze. Deci eu mă voi ruga împreună cu voi și voi în cămăruțele voastre rugați-vă lui Dumnezeu. Eu mă voi ruga cu glas tare. Asta nu o fac ca noi să ne dăm mare sau să mă dau mare, asta o fac pentru că noi suntem împreună ca în adunare. Acum adunarea noastră, așa cum a fost și de altă dată, este aici pe Facebook sau pe alte pagini unde putem să fim împreună. Ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dumnezeu ascultă, Dumnezeu se îndură, de aceea spune să ne rugăm. Numai că atunci când El hotărăște să intervină, atunci se întâmplă
minunea, a Lui să fie toată gloria și toată slava. Să nu uităm că și Fiul Său s-a rugat în grădina Ghețiman să depărteze Tatăl de la El paharul și totuși rugăciunea nu i-a fost ascultată. Tatăl n-a îndepărtat paharul și a trebuit ca Fiul să-l bea și să moară pe cruce răstignit pentru vina ta și vina mea. Dacă se întâmplă să nu fie ascultat de Dumnezeu, nu trebuie să te superi pe El, pentru că nici pe Fiul Său nu l-a ascultat când a trebuit să treacă pe unde trebuia să treacă. Uneori noi am vrea să ni se facă așa cum vrem noi, dar Dumnezeu, care ne cunoaște mai bine, știe de ce trebuie să trecem pe acolo. Vă dați seama, și Marta și Maria au trimis la Mântuitorul să meargă să-i spună că fratele lor Lazar este bolnav. Mântuitorul Iisus a auzit că este bolnav și a mai zăbovit 2 sau 3 zile în locul în care era și a lăsat pe Lazar să moară. Vă dați seama, Lazar a murit. Mântuitorul nu venise ca să-și pună mâinile peste el. Maria și cu Marta l-aștepta în orice moment pe Iisus să meargă și să-l vindece pe fratelilor Lazar, că de aceea a trimis vorbă prin cineva, acela pe care îl iubești este bolnav. Deci vă dați seama, Maria și cu Marta aștepta să vină Iisus și dintr-o dată Lazar și-a dat duhul. Gândiți-vă ce s-a întâmplat atunci când Maria și Marta, aceste două surori, aceste două femei, l-au văzut pe fratele lor mort. Au început să plângă, să se jolească, să se tânguiască. Probabil au trecut prin mintea lor mulțimi de gânduri. De ce n-a venit Iisus? L-am chemat pe Iisus. El avea putere să-l vindece pe Lazar. El a vindecat atâția bolnavi. El este prietenul lui Lazar. A fost în casa noastră. I-am pus să mănânce. Și Maria poate a spus: eu am ascultat cuvintele lui. El a deschis ochii orbilor. El a dat ochii orbilor și urechile surzilor. El a deschis gura muților. El a curățat pe leproși. El a înviat pe morți. El are puterea să facă minuni. De ce n-a venit Iisus acum când l-am chemat? Oare nu ne mai iubește? Oare nu-i mai pasă de noi? De ce a zăbovit? Vă dați seama? Tânguire, tânguire, tânguire și dintr-o dată a trebuit să-l ia pe fratele său Lazar sau fratele lor Lazar și să-l ducă la mormânt, să-l bage în groapa aceea, că evreii au groapă în piatră și să pună piatra acolo. Și disperate, îndurerate, cu inima zdrobită de durere, Marta și Maria au plecat acasă de la mormântul fratelui lor Lazar. Și Iisus nu venise ca să-l facă sănătos pe Lazar. Mă întreb, poate zicea Marta și Maria, de ce n-a venit Marta, de ce n-a venit Iisus? L-am chemat, l-am rugat, de ce n-a venit? Oare nu ne mai iubește? Oare nu-i pasă de noi? Nu vrea să mai aibă de-a face cu noi? De ce n-a venit? Și dintr-o dată a venit Iisus. Numai că Lazar era mort, era pus în mormânt. Și Domnul Iisus s-a întâlnit cu Marta, iar ea a venit cu reproșuri și a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, dar n-ai fost. Doamne, dacă ai fi fost, de ce n-ai venit, Doamne? Hristos i-a zis: fratele tău va învia. Știu, a zis ea, că va învia la ziua de-apoi. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Cred, Doamne. Și au dat fuga și au chemat-o și pe Maria. Și când a venit Maria, a căzut la picioarele lui Iisus, aceleași cuvinte a spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și a început să plângă și cu ea iudeii care veniseră cu ea. Și Domnul Iisus s-a înfiorat în Duhul Său și a început să plângă împreună cu Maria, căci Biblia spune, Iisus plângea. Vă dați seama, Mântuitorul se uita la inima lui Marta și a Mariei, care era zdrobită de durere, și la lacrimile care curgeau pe fața lor, și Iisus a plâns împreună cu Maria, cu Marta și cu iudeii care au venit să o însoțească pe Maria. Iisus plângea. Apoi a spus, unde l-a spus?
Vino și vezi. Și l-au dus la locul unde era așezat Lazar, după cum bine știm din Cartea Sfântă, din Cuvântul lui Dumnezeu. Hristos, cu autoritate, cu putere, a spus: dați piatra la o parte! Și dintr-o dată oamenii au rămas mirați, înspăimântați, și Marta, sora mortului, s-a apropiat de Hristos și a zis: Doamne, miroase greu că e mort de 4 zile. Cu alte cuvinte, ce mai poți face acum, Iisus? E prea târziu, e mort, miroase, ce mai vrei să faci? Hristos i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A mustrat-o Domnul pentru necredința ei. Au dat deci piatra la o parte și Domnul Iisus a început să vorbească cu Tatăl Său Dumnezeu: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Vorbesc așa pentru cei care sunt în jurul meu să creadă că Tu m-ai trimis. Îți mulțumesc, i-a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl în rugăciunea sa, apoi, cu autoritate și cu multă putere, Hristos a ridicat glasul și a strigat: Lazare, vino afară! Și dintr-o dată a intrat Duhul de viață în trupul neînsuflețit al lui Lazar. Duhul care a plecat de la Lazar și s-a dus acolo unde s-a dus, s-a întors înapoi la porunca lui Iisus, a intrat în trupul nesuflețit și dintr-o dată Lazar a ieșit la gura mormântului pe picioarele lui. Toți s-au înspăimântat, toți s-au îngrozit, dar în același timp s-au și bucurat, mai ales Marta și Maria, care erau surorile lui Lazar. Vă dați seama? Atunci când i-au spus că e prea târziu, că nu se mai poate face nimic, pentru Hristos n-a fost prea târziu. Pentru Hristos a fost la timp, chiar și din mormânt l-a ridicat pe Lazar. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că el are putere. Omule, nu te teme, nu te teme de nimic. Nu te teme de tot ce vine peste tine sau peste omenire. Hristos are putere să te țină cu viață chiar dacă este virus în tine. Dar ascultă-L, dar. Ascultă de El. Nu fă peste ceea ce El spune să nu faci. Rămâi în ascultare și chiar dacă virusul te-a cuprins, va trece ca și gripa de altă dată care te-a cuprins de atâtea ori și ai scăpat cu viață. Nu te teme, rămâi numai în adăpost, în casa ta, și Domnul te va păzi. Acum să mă rog pentru fratele Candreanu, că deși am spus că nu vorbesc mult, dar iată că câteodată mi se dă să spun și atunci cuvintele îmi vin și trebuie să le spun. Dumnezeu știe de ce trebuie să le spun. Din mulțimea cea mare, poate sunt persoane care au nevoie să audă aceste cuvinte. Mă bucur pentru voi, dragi frați și surori și dragi prieteni, căci sunteți dorni să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Este un har de la Dumnezeu să ai credință și dorința să auzi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în lumea în care trăim sunt atâția oameni care nu vor să audă de Dumnezeu, cu atât mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Sunt atâția tineri și oameni de toate vârstele care stau pe alte pagini și stau la un loc și vorbesc cuvinte porcoase, murdare, înjură, se înjură unul pe altul, se dă la necuratul. Dar voi ați găsit plăcerea să auziți de Dumnezeu, ați găsit plăcerea să stați, să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am intrat să vă spun cu privire la cei care ar trebui să stați în casă, pentru că am văzut că sunt urmăriți de foarte mulți oameni. Au fost zile când m-au urmărit și 8.000 odată, și 12.000, și 10.000, și 9.000, și chiar m-am mirat câți oameni m-au urmărit în timp ce vorbeau, și 4.000 m-au urmărit, și mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că din mulțimea aceasta mare care mă urmărește uneori, un singur suflet, dacă își dă seama că e păcătos și se întoarce la Hristos, este mare bucurie în cer. Pentru un singur suflet, voi vă dați seama câtă bucurie este în cer, că încă un suflet a fost salvat din împărăția răului, din împărăția întunericului. Așa cum se bucură și medicii
când un suflet cu coronavirus este în prag să moară și iată că după câteva zile, prin efortul medicilor, este salvat, e declarat sănătos și pleacă acasă, medicii se bucură că n-au luptat degeaba. La fel și Hristos se bucură că n-a murit degeaba pe cruce pentru omenire atunci când a murit. Și un singur suflet din miile de oameni care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dacă se întoarce la Dumnezeu, face mare bucurie în cer la Dumnezeu. Așa a spus Domnul Iisus și noi trebuie să-L credem pe cuvânt că El este adevărul și El nu spune minciuni. Slavă lui Dumnezeu! Și acum să ne rugăm pentru fratele Candrianu și pentru toți acei care trăiesc în Spania, Italia, Germania și așa mai departe și mai ales pentru cei care sunt infectați cu coronavirus, ca Dumnezeu să se îndure de ei și Dumnezeu să le dea viață în numele Domnului Iisus Hristos. Pace, frate Iisus Hristos, să te binecuvinteze, spune Constantin. Mulțumesc, mulțumesc. Acum să mă rog și împreună cu mine și voi în cămăruțele voastre. Doamne Tată care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum sunt, stau înaintea Ta împreună cu cei care stau împreună cu mine înaintea Ta în rugăciune. Mai întâi vin să-ți mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ai dat să-l rostesc în această seară pentru toți acei care l-au ascultat și îl vor mai asculta. Mă rog ca mesajul acesta să fie un mesaj binecuvântat pentru toate sufletele dornice care te dorește, care te caută, care te iubește, care vrea mântuirea sufletului, care vrea salvarea din păcat. Neprigănitule Tată, fă ca mesajul ce l-am rostit să-i facă pe mulți să înțeleagă că a trăi în păcat înseamnă moarte, că a trăi neprigănire înseamnă viață, că a te urma pe tine înseamnă rai, că a trăi departe de tine înseamnă iad. Mă rog ca cuvântul Tău să lucreze cu putere în fiecare inimă prezentă, acum când eu mă rog și atunci când alții vor veni pe parcurs. Dar, Sfinte Tată, stau înaintea Ta pentru fratele nostru Viorel Candrianu. Doamne, pentru slujitorul Tău, pentru robul Tău, pentru omul care a vorbit oamenilor despre împărăția Ta, pentru acest pastor care a fost chemat să fie pastor în Biserica Baptistă și care totuși predica cuvântul Tău precum este scris. Doamne, am înțeles că e infectat și că este la boli spital acolo unde sunt bolile cele mai agravate cu infecție. Doamne, cer în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să spui numele Tău peste fratele Viorel Candrianu. Cer ca Tu să-l vindeci de orice infecție. Cer ca toate bacteriile și virusul să moară în trupul lui, să fie alungate, Doamne. Cer ca orice virus care a pătruns în el să n-aibă nicio putere asupra lui, să n-aibă efect. Neprigănitule Tată, cer ca Tu să-i dai viață acestui păstor. Cer ca Tu să-l salvezi împreună cu cei care se roagă cu mine, cerem îndurare pentru fratele Viorel Candrianu. Doamne, pune-ți numele Tău peste el. Gândește-te la familia lui, la soția și copiii lui și gândește-te la slujba pe care o are de să o facă înaintea Ta, să o face înaintea Ta. Mă rog pentru el, mă rog să-l binecuvintez, mă rog să ai milă în numele lui Iisus. Neprigănitule Tată, îți mulțumesc și îl încredințez în mâinile Tale pe acest frate Viorel Candrianu. Ne încredem în Tine, ne bizuim pe puterea Ta, ne bizuim pe promisiunile Tale și pe făgăduințele Tale. În același timp, Te rog și pentru toate persoanele din țările afectate, Doamne, mai ales din Spania și Italia. Te rog pentru cei care au primit deja coronavirus și care totuși cred că Tu îi poți vindeca și să înalțe glasul și rugăciunea chiar de pe buze sau din inimă către Tine. Ascultă-i din locul locuinței Tale dacă mai vor să trăiască, dă-le viață.
Dacă vor să plece dincolo și-și cer ca Tu să ierți de păcate, iartă-i. Primește, Doamne, rugăciunea noastră și îndură-Te de cei din țările cu afectați cu virusul acesta. În numele lui Iisus Te rugăm ca Tu să intervii în dreptul lor. În numele lui Iisus Te rugăm ca Tu să lucrezi cu multă putere, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, ai milă de cei din Italia, ai milă de românii din România, ai milă de românii din Spania, dar nu numai de români, și de celelalte rase, Doamne, de cei care sunt în țările acestea, privește cu milă spre ei, îndură-Te de ei, în numele lui Iisus, îi încredințăm pe toți în mâinile Tale. Și Te rog pentru cei care au o dorință înaintea Ta, pentru cei ce au probleme și simptome, mă rog ca Tu să-i vindești chiar acum, tămăduiește-i chiar acum, atinge-Te de ei în numele lui Iisus chiar acum, fă ca cei cu dureri de spate să nu mai aibă dureri la spate în numele lui Iisus, fă ca cei cu dureri la cap și la mâini și la picioare să nu mai aibă dureri, Doamne, vindecă-i chiar acum, în numele lui Iisus mă rog. În numele lui Iisus tămăduiește-i, Doamne, cer îndurarea Ta peste ei. Te rog pentru cei ce sunt bolnavi cu ulcer sau cu cancer să fie vindecați în numele lui Iisus, pentru cei care sunt cu mine sau care vor veni pe parcurs și care vor crede. Doamne, tămăduiește-i, Doamne, atinge-Te de ei chiar acum, în numele lui Iisus. Îți mulțumesc, Stăpâne, Doamne, laud din numele Tău și Te glorific. A Ta să fie gloria și slava în veci. Amin. Frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă unii dintre noi va trebui totuși să plece în lumea de dincolo, să dea Dumnezeu să ne întâlnim la Tatăl nostru Dumnezeu, să ne întâlnim în patria de sus, acolo unde este Hristos, și împreună să ne bucurăm o veșnicie, că s-ar putea ca în zilele care vin unii dintre noi să plece din pricina la această coroană a virus. Pentru că dacă au murit 15.000 de oameni până în prezent, vor mai fi oameni care vor mai muri. De ce? Pentru că mai sunt și alte sute de mii de oameni infectați. Și nu rămâne doar atât, că se vor mai infecta și alții, pentru că foarte mulți nu respectă ce li se spune să stea în casele lor. Și din pricina aceasta se infectează și alții. Așa cum un bărbat sau o femeie ar fi bolnav de sida și el știe că e bolnav de sida și s-ar duce să întrețină relație intimă cu altă persoană, ar infecta și alte persoane cu sida. De ce? Pentru că el este infectat. Și prin relație intimă, relație sexuală, se transmite sida și ceilalți poate să primească sida, fie că e 1, fie că e 10, fie că 100. Dar persoana care știe că este infectată cu sida ar trebui să fie conștientă și să nu pună viața în pericol și altora, să se culce cu alții și să primească sida, să zică dacă eu mor, de ce să nu moară și altul? Dacă eu mai am puțin de trăit, măcar să mă distrez, că oricum mor. Nu e bine. Nu e bine să gândești așa. Dacă ai sida, stai deoparte și nu mai îmbolnăvi și pe alții. Deci cum sida să ia, la fel să ia și virusul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Acum trebuie să vă las din pricina sănătății. Așa cum am spus, de o lună de zile, eu m-am îmbolnăvit înainte să apară virusul în Europa. Sau aproape că n-a apărut să nici în China. M-am îmbolnăvit de o infecție în gât în timp ce am vorbit aici pe live. Probabil că am vorbit mai mult, n-am băut suficientă apă și am vorbit cam mult și de atunci am făcut o infecție în gât și văd că deocamdată nu mi-a trecut. Deci poate unii zice, ai virus. Nu știu dacă am, dar de atunci, deși am fost la doctor și mi-a spus că n-am, dar vreau să spun că m-am îmbolnăvit înainte ca să apară virusul în Europa. Eu sunt în Germania.
Dar dăm slavă lui Dumnezeu, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Noi știm că niciun fir de păr din capul nostru nu cade la pământ fără voia stăpânului. Și dacă o fi să mor în această lume, slavă lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, mă duc la Tatăl meu, mă duc la Regele meu, mă duc în locul acela pregătit de Hristos, unde este atât de frumos, perfect și desăvârșit. Acolo nu mai este panică, așa cum este în lumea noastră. Acolo nu mai este frică și lipsuri, așa cum este în lumea noastră. Într-adevăr, îmi pare rău dacă m-aș duce și mi-ar rămâne soția și copii, pentru că mai am încă 8 copii, am în total 10, 2 s-au căsătorit, 8 mai sunt cu noi, mi-ar pare rău după copii, dar dacă Dumnezeu îngăduie să plec din această lume, facă-i se voia. Atunci când pleci din această lume și vezi ce se întâmplă în lumea de dincolo, în lumea lui Dumnezeu, tu nu te mai gândești la cele de jos, nu te mai gândești la soția ta și copiii tăi, pentru că au fost persoane care au avut o moarte clinică și au fost duși acolo în locul acela frumos și aveau familie. Și când Domnul le-a spus să meargă jos, să le spună lumii ce a văzut, ei spunea: Doamne, nu mă mai trimite jos! Doamne, vreau aici cu tine, e atât de frumos, nu mai vreau, Doamne, să mă duc jos. Înțelegeți? Deci cine ajunge sus în cer la Dumnezeu, nu-i pare rău că a plecat la Domnul. Nu e ca și cum pleci din România în Canada, Australia, la New York sau la Berlin în Germania sau în altă parte. Când pleci de acasă din România, pleci în altă țară, tot pe pământ ești. Dar când pleci în lumea de dincolo, trupul tău rămâne jos, iar Duhul tău se duce. Și atunci tu vezi lumea din altă, cu alte priviri. Și atunci ești în lumea duhurilor. Și când ajungi în cerul lui Dumnezeu și vezi câtă frumusețe e acolo, câtă pace, câtă bucurie, îl vezi pe Dumnezeu, îl vezi pe Iisus, vezi îngerii, vezi... acolo tu nu ești străin. Când pleci la Domnul Iisus, tu nu ești străin să zici: bă, eu mă duc acolo, dar n-am pe nimeni, mă sunt străin, ca și cum mă duc acum, eu stau în Germania, mă duc la New York. Sau mă duc într-un oraș mare în Berlin, să zicem. Sau ce știu unde, la Roma, în Italia. Eu dacă mă duc în Italia sau la New York sau la Berlin, eu nu cunosc pe nimeni, mă sunt străin. Bă, am ajuns acolo, nu ce fac? Ei, când ajungi în cer, tu nu te simți străin. Acolo ți-e locul. Tu ai deja locul pregătit acolo, frate creștine, frate pocăit. Acolo ești acasă. Acolo ești cu adevărat acasă. Aici ești doar în treacă. Ești doar călător. Ești pentru o vreme. Tu te îndrepți spre acasă. Așa cum ai plecat din România să te duci până în Spania, tu trebuie să treci prin mai multe orașe din România, trebuie să treci prin Austria, prima dată Ungaria, apoi Austria, apoi Germania, apoi Franța și ajungi în Spania. Ești călător. Deci pleci din România spre Spania. Ești călător. Treci. Tu nu rămâi nici în Ungaria, nici în Austria, tu nu rămâi nici în Germania, dar nici în Franța, pentru că tu mergi spre Spania. Așa e și cu viața pe care o avem. Noi mergem spre patria de sus. Suntem călători. Trecem. Viața pe care o avem este așa de scurtă. Astăzi ești, mâine poți să nu mai fii. Dacă Dumnezeu o tărește mâine să nu mai fii, mâine nu mai ești. Dumnezeu o tărește în dreptul fiecăruia când se plece din această lume. Ai grijă că dacă mai continui să-L înjuri, s-ar putea să mori mai repede înainte de vreme. Era o femeie în orașul Băilești, unde am crescut de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 18 ani, pentru că tatăl meu este din orașul Băilești, mama mea era din orașul Medeaș, din Ardeal, din județul Sibiu. Vreau să vă spun că acolo în Băilești era o femeie mai bătrână care îl blestema pe Dumnezeu cu tot ce-i venea la gură. Vorbea atât de urât la adresa lui Dumnezeu. Dar această femeie, când a murit, înainte ca să moară, i-a ieșit ceva bube pe la gât, nu știu cum, a ieșit vermii pe ea, o mânca vermii de vie. Oameni buni,
a murit în chinuri groaznice, nu-i de joacă, nu-l blestema pe Dumnezeu, niciodată să nu-l înjuri, că Dumnezeu, omule, nu-ți face rău. Răul pe care tu-l primești, îl primești de la cel rău, de la Satana, de aceea se numește el cel rău, pentru că el face rău oamenilor. Și când diavolul te face să păcătuiești, apoi te face să înjuri, să blestemi și așa mai departe, dacă ți se întâmplă un necaz, să-l înjuri pe Dumnezeu, dacă scade ceva pe picior, îl înjuri pe Dumnezeu, face să crezi că Dumnezeu e vinovat în ce s-a întâmplat, dar de fapt necuratul e vinovat, că el te îndeamnă să faci sau ți se întâmplă răul care l-ai avut. Necuratul, Satana, și te face să-l înjuri pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să se mânie pe tine, să te lase pe mâna lui Satan și să te omoare și să te ducă în iad. Tu nu înțelegi. Așa cum joacă ăștia la alba neagră. Uite aici, uite acolo, uite așa, hai spune care este. Și când tu zici că acolo, pe când să scoți banii, îi face cu degetul, mușcă, mișcă cutia aia și tu când zici uite acolo, nu mai este acolo. Așa joacă și Satana. Satana îți face rău. După ce ai primit răul, te face să crezi că Dumnezeu e de vină și tu îți deschizi gura să-L înjuri pe Dumnezeu, care îți dă pâine în fiecare zi, care te ține pe pământul Lui, care te ține în viață, care te-a ajutat să trăiești până în prezent, omule. Până în prezent tu ești în viață, trăiești pe pământul lui Dumnezeu. Nu-L mai înjura pe Dumnezeu, că Dumnezeu a fost bun cu tine, omule. Nu-L mai blestema pe Dumnezeu, că Dumnezeu nu-ți face rău. Când tu faci răul sau ți se întâmplă răul, vine de la cel rău. Și când tu blestemi pe Dumnezeu, mare păcat faci. Ascultă-mă, pe lângă Dumnezeu tu ești un nimic, un praf din țărâna pământului, mai mic decât un bob din țărâna pământului, ești pe lângă Dumnezeu. Un bob din țărâna pământului ești pe lângă pământul pe care stai. Gândește-te cât de mare este pământul pe care locuiești. Ești ca un bob pe lângă țărâna pământ, pe lângă pământ. Cu atât mai mic pe lângă Dumnezeu care a făcut pământul. Omule, nu te mai lua la ceartă cu Dumnezeu și nu-L mai înjura că tu pierzi. Tu-L înjuri pe stăpânul universului, tu-L înjuri pe cel care îți face bine, tu-L înjuri pe cel care a pus îngerii lui să te păzească, că dacă nu te păzea îngerii lui Dumnezeu, de mult ar fi trebuit să fii mormânt din pricina la tot ce tu ai făcut. Înțelegi? Acum vă las Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ați observat că eu de multe ori spun că închei, că închei, dar închei cam greu. Zice cineva, Maria, bună seara și mă bucur să vă cunosc. Doamne ajută la toată lumea și nouă. Amin. Dumnezeu să ajute, așa cum spunea această Marie, la toată lumea. Și Dumnezeu să te binecuvinteze, Maria. Și dacă tu te bucuri că mă cunoști și eu mă bucur că ai intrat live, Dumnezeu să te binecuvinteze și să facă ca inima ta să fie luminată de Duhul Său, de Cuvântul lui Dumnezeu și în inima ta să pătrundă pacea lui Hristos. Cum să mă rog ca să mă mustre Domnul de fiecare dată să nu mai păcătuiesc? Dragule, tu nu aștepta să te mustre Domnul ca să nu mai păcătuiești. Biblia spune într-adevăr că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și te pocăiești. N-aștepta să te pedepsească Domnul, că nu iau a lui doare, să știi, că spune te pedepsesc. Asta înseamnă pedeapsă. Și când lovește Domnul cu nuiaua lui, dar nuiaua lui nu este o nuia de care avem noi dintr-un pom. Nuiaua lui poate să fie o suferință, o boală sau un alt necas. Eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc, care iau razna. Dar îi pedepsesc că iubesc pentru ca să se întoarcă de la rău. Deci nu mai păcătui. Dacă tu știi că a minți e păcat, nu mai minți. Dacă tu știi că e păcat să furi, că așa spune în Biblie, nu mai fura. Dacă tu știi că e păcat să vorbești porcos și să înjuri. Hai să vă spun apropo că am zis că închei, dar văd că mi se pune întrebări. Iată ce spune Biblia despre cuvintele porcoase. Să vedeți că eu nu spun de la mine. Dacă știi că Biblia
spune toate aceste lucruri, atunci nu le mai fă, pentru că acelea sunt păcate. Biblia spune la Efeseni capitolul 4, niciun cuvânt, cu versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Vă dați seama, dacă știi că Biblia spune niciun cuvânt stricat, murdar, porcos, cuvinte urâte, la ce-ți folosește că le spui? La ce-ți folosește? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Adică să spui doar cuvinte frumoase, să nu vorbești porcos, un cuvânt care să zidească, un cuvânt care să dea har. Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Prin cuvintele stricate, murdare și porcoase, poți să-L întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ai fost pecetuit. Biblia spune orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Adică să nu mai ai în inima ta niciun fel de amărăciune sau iuțeală sau mânie, să nu te mai mâni sau orice fel de strigare, să nu mai strigi, să nu zbieri, să nu te enervezi și să zbieri și să urli. Orice fel de clevetire, să nu clevetești, să nu vorbești de rău, să nu bârfești, să nu spui despre aproapele tău, despre semenul tău, vorbe de ocară, vorbe murdare, vorbe rele, să-l ponegrești în fața altor persoane. Și orice fel de răutate, zice, să nu fii rău și niciun fel să nu fii rău. Să piară din mijlocul vostru, spune Scriptura. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum trebuie să fim ca creștini? Noi ca creștini trebuie să fim buni unii cu alții și miloși și să ne iertăm unul pe altul. Cum? Cum ne-a iertat și pe noi Dumnezeu în Hristos. Vă dați seama? Iată ce cuvinte frumoase ne spune Biblia. Biblia ne mai spune să nu se audă nici cuvinte porcoase, la Efeseni capitolul 5, cu versetul 5, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Vă dați seama, să nu se audă nici cuvinte porcoase. Care sunt cuvintele porcoase? Cuvintele porcoase sunt atunci când bărbați și femei și tineri vorbesc despre ce au bărbatul și vorbesc în direct despre ce au femeia, să-mi bag, să-mi fac, să-mi dreg și așa mai departe. Acestea sunt cuvinte murdare, acestea sunt cuvinte urâte și Biblia spune să nu se audă aceste cuvinte în gura voastră, nici vorbe nechipzuite, adică cuvinte nefolositoare, pentru că n-ai rost să le rostești. La ce te ajută? Sunt cuvinte fără rost. Hristos a zis, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor care l-au rostit cu gura lor. Apoi Biblia spune, nici glume proaste. Nu fă glume ca să-i faci pe alții să râdă. Glume proaste, spune Biblia. Hai mă că am făcut așa să te faci să râzi. Să spui neadevărul și alții lângă tine. Biblia spune, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă mulțumire, ne spune Biblia. Îți dai seama că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și acum, dragi curvari, adică când spun curvari, băieți și fete care întrețineți relație intimă, sexuală, înainte de căsătorie. Iată ce spune Biblia, că știți bine
că niciun curvar sau cei care trăiesc în concubinaj, adică stau împreună, dar nu sunt căsătoriți. Aici Biblia îmi spune, niciun curvar n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Tu îți dai seama, omule, dacă trăiești în păcatul curviei, dacă ești un curvar, tu nu o să mergi în împărăția lui Hristos. Tu înțelegi? Tu trebuie să știi de acum, ori te lași de curvie, regreți păcatul și te pocăiești și vii la Hristos și te pregătești pentru cer, ori treci mai departe în curvie și te duci în iad. Rămâne la alegerea ta. Biblia spune că curvarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi spune, niciun stricat. Stricatul este cel care face tot felul de fapte urâte. Nici lacomul de avere. Vedeți, sunt oameni care se lăcomesc la avere, care vor să aibă tot mai mult, să fie mai bogați, să-i întreacă pe toți. Biblia spune că nici cei lacom de avere nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Omule, tu crezi? Omule, scrie în Biblie. Cei ce sunt lacom după bani, după avere, după avuții, nu vor moșteni împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că cei lacom de avere sunt închinători la idol. Deci lăcomia după avere înaintea lui Dumnezeu este ca și cum te-ai închinat la idol. Și Biblia spune să nu te închini la idol. Tu înțelegi, omule drag? Închinarea la idol este păcat și toți închinătorii la idol nu vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Aici spune că n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Apoi la versetul 9 spune, deși am zis că gat, dar uite că nu reușesc, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Adică verificați, uitați-vă și vedeți ce place Domnului. Cercetați și vedeți ce este plăcut înaintea Domnului. Să nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândițele. Care sunt faptele întunericului sau lucrurile neroditoare ale întunericului? De exemplu, în vremea noastră, dacă te duci pe internet și te uiți la tot felul de filme din lume, acelea sunt fapte sau lucruri neroditoare ale întunericului. Sau mai ales la filmele murdare pornografice. Acelea sunt faptele întunericului, tu înțelegi? Nu știu de ce nu stă telefonul ăsta aici. Deși i-am pus în spate un suport. Acum să pun cana, să vedem unde se mai duce. Nu mai rău să beară. Deci, să nu luați deloc parte la faptele întunericului. Uitându-mă peste aceste versete, am găsit un verset care vorbește atât de frumos și spune femeilor și bărbaților, dragi surori, vreau să vă spun că în vremea în care trăim noi, foarte multe surori nu mai țin cont de cuvântul lui Dumnezeu și nu mai sunt supuse bărbatului. Foarte multe surori nu înțelege că Dumnezeu le-a făcut cap peste ele. Biblia spune că bărbatul este capul femeii, căci capul bărbatului este Hristos și că capul lui Hristos este Dumnezeu. Și așa cum Hristos ascultă de Dumnezeu și așa cum bărbatul trebuie să asculte de Domnul Iisus, la fel și soția trebuie să asculte de bărbat. Dacă tu ca soție nu-ți asculți bărbatul și nu-l respecti și te împotrivești mereu, în familia ta va fi mereu ceartă și în al doilea rând tu faci mare păcat. Biblia spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Tu îți dai seama, așa cum vrei să te supui Domnului ca să-i fii pe plac, ca să aparții lui, să mergi în cerul lui, la fel tu trebuie să te supui soțului tău, spune Biblia. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca
Domnului. Deci cum te supui Domnului, tu trebuie să te supui bărbatului. Tu înțelegi? Tu n-ai de ales. La fel și copiii trebuie să se supună părinților. Așa a lăsat Dumnezeu să fie. Dragă soră, dacă tu nu te supui bărbatului tău, tu păcătuiești. Și dacă tu nu te supui bărbatului tău, de ce ai pretenție ca copiii tăi să ți se supună ție sau să asculte de tine? Dacă tu nu te supui bărbatului tău, tu faci mare păcat. Și ascultă-mă, din pricina acestui mare păcat, tu poți să-ți pierzi sufletul. Ascultă-mă, pentru că neglijezi cuvântul Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Înțelegi că bărbatul e capul nevestei? Așa cum și Hristos capul bisericii. Și dacă bărbatul este capul nevestei, fii supusă bărbatului tău, că de aceea este multă ceartă în casa ta, că nu vrei să te supui autorității, așa cum mulți nu vor să se supună din țările lor autorităților. Și ia-s afară și atunci autoritățile trebuie să ia alte măsuri, să dea alte legi, să ia dea amenzi, să-i bage la închisoare. De ce? Că nu vor să se supună de bună voie. Autoritățile spune cu frumosul, stai omule în casa ta, stai acolo să facem ca virusul acesta să nu mai înainteze. Las, ei nu știu, ce recomandă ei nouă, nu există, e mimașul, ai mai bate. Atunci ei trebuie să ia alte măsuri, dacă nu-i ascult cu frumosul. Ia, pedeapsă cu împușcărie, nu știu cât, pedeapsă cu bani și nu-ți convine când te oprește polițistul și îți dă pedeapsa și ți-a banii sau îți face dosar penal. Dar de ce? Că e polițistul rău? Nu! Ești rău tu că n-asculți, de ce să spune? Așa e și femeia. Înțelegi, dumneata? Așa e și femeia. Din pricina aceasta, în multe case este ceartă. Femeia nu vrea să asculte bărbatul, domne. Ea se crede mai deșteaptă, mai înțeleaptă și crede că e bine în ceea ce spune ea. Ce mă, tu știi la că nu e așa cum zici tu. Eu știu mai bine, trebuie să facem cum zic eu. Dar cine ți-a dat ție dreptul să-l conduci pe bărbat? Aduceți-vă aminte de primii oameni care au existat, Adam și Eva. Șarpele cu Eva a stat de vorbă și a înșelat-o atât de ușor. Atât de ușor a păcălit-o. N-a venit să stea de vorbă cu Adam. Cu șarpele, cu Eva, care este un vas mai slab. După ce a reușit șarpele să o amăgească pe Eva, prin Eva, prin femeie, l-a amăgit și pe Adam. Așa face și acum. Așa face și acum. Apoi Biblia spune despre bărbați. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pentru ea. Dar, dragile mele, așa e că voi de multe ori vreți să fiți iubite fără să vă supuneți la bărbat? Păi, când te iubește bărbatul mai mult? Când te supui sau când nu te supui? Când vorbești frumos și îi răspunzi frumos și spune să faci cu tare și îl asculți, cu siguranță că te iubește mai mult. Dar dacă ești orgolioasă, lasă-mă în pace, nu fac, fă tu, du-te încolo. Păi atunci te iubește cum te iubește, dar nu așa cum ar trebui să te iubească. Ascultă sfatul Bibliei, căci este spre folosul tău. Da. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta, atenție bărbați, să ne iubim nevestele, ca pe sine, așa cum vă iubiți pe voi, și nevasta bărbat. Adică la nevasta să-i fie frică de bărbat. Nu frică că o bate, nu frică că îi face ceva rău, adică frică din respect. E omul meu, e capul meu, e bărbatul meu, îl respect, îl iubesc, mă tem de el. Nu te teme că te bate sau delea, mai ales că la creștini, la pocăiți, nu trebuie să se întâmple așa ceva. Biblia spune, nevasta să se teamă de bărbat. Femeie, te mai tem de bărbat. Cu siguranță unele nu se mai tem. Puține sunt acelea care se mai tem de bărbați. Puține. Dumnezeu să le binecuvinteze pe femeile care se mai tem de bărbat.
Bine, am vrut să mai vorbesc despre altceva, dar probabil că am vorbit mai mult de o oră. O să vorbesc în altă zi, să mai fac pauză și cu gâtul meu, să-mi pun un pic de apă în cană. Înainte beam din sticlă, mai beam și cu cană și paharul, dar cineva mi-a făcut observație pe Facebook să nu mai beau din sticlă, mai ales acum când sunt la cameră, și să-i respect dorința. Și acum, din pricina gâtului, am și lămâie aici să beau un pic pentru gâtul meu. Îi respect dorința și beau cu cana. Dragilor, acum trebuie să vă las. Îmi pare foarte rău și sper și nădăjduiesc ca cuvântul lui Dumnezeu care l-am rostit să vă fie de folos. Cineva scrie, Dumnezeu să-ți binecuvinteze copiii. Mulțumesc. Am vrut să vă las, dar uite, trebuie să mai vă zic ceva. Tot mereu spun, vă las, dar greu. Să știți că mă opresc foarte greu. Când eu zic că mă las, să opresc, să știți că mai durează. Mă opresc foarte greu. Că în timp ce vreau să mă opresc, dintr-o dată mi se dă cuvânt. Vreau să vă spun că eu sunt din familie. Deci mama și tatăl meu au avut doar doi copii, adică mai am o soră. Și sora mea la fel este și ea în Germania de vreo 3 ani de zile aproximativ. Este cu familia ei. Eu sunt de peste 20 de ani în Germania cu familia mea. Când am plecat din România, am avut doar 3 copii mici. Am avut un băiat și două fete. Acum băiatul și fata cea mai mare s-a căsătorit și mai am încă 8 copii. Deci, când am plecat din România, am avut doar 3 copii. Aici, în Germania, prin harul lui Dumnezeu, am mai căpătat încă 7 copii, dar nu de la stat și de la Dumnezeu. Și noi n-am făcut copiii aceștia ca să primim alocație pentru ei. Că unii oameni așa spun, au făcut copii să primească mulți bani de la stat și așa mai departe. Dragii mei, noi suntem creștini, noi suntem pocăiți, noi nu ne ferim. Avem relație intimă ca toți oamenii, relație normală, nu exagerăm, nu suntem nesătui, lacomi, normal ca orice om și vreau să spun că noi nu folosim nici condoame, nici calendare, nici alte lucruri pe care le folosește oamenii, nici pastile de alea care să facă să nu rămâi gravidă. Deci este păcat. Noi spunem, foarte mulți creștini spun, da, dar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune ca să știm cum trebuie să ne păzim, să nu rămână nevasta însărcinată și să mai aducă alți copii pe lume. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Vreau să spun că înțelepciunea asta care zici că tu o ai de la Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu. Este firească, este lumească și este drăcească. Pentru că înțelepciunea aceasta o are toată lumea. Și lumea știe cu ce trebuie să se ferească ca să nu rămână nevasta gravidă. Biblia spune în Psalmul 127 și 128 că copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Dumnezeu. Și chiar Hristos a spus că cine primește un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Și dacă tu îi aparții lui Hristos și acum ești al lui și nu mai trăiești pentru tine, tu lași ca voia lui să se facă în viața ta. Și Dumnezeu hotărăște un număr de copii în familia ta. Dacă tu trebuia să ai 10 și ai făcut doar 4, pentru 6 vei da socoteală. Dacă trebuia să ai 5 și ai făcut doar 2, pentru 3 vei da socoteală. Înainte ca să se oprească numărul de copii, deja copilul meu ultimul are 5 ani și soția mea n-a mai rămas însărcinată, deși îi vine normal ciclu, ca la orice femeie, și n-a mai rămas însărcinată. Înainte, la un an sau doi, rămânea însărcinată. Dar mai înainte, ca să apară ultimul sau penultimul, a avut cineva o înștiințare în vis, o femeie, și a spus că Domnul a hotărât pentru noi 10 copii. 10 copii. Atât a hotărât Domnul pentru familia noastră și vreau să vă spun că 10 copii am primit. Și iată că soția mea de 5 ani de zile nu mai rămâne însărcinată. Vă dați seama, noi suntem împreună de 20 sau 20, 26 sau 27 de ani, că băiatul meu cel mare are cam 25 de ani, așa, și până a rămas însărcinată, cam de 27 de ani sunt împreună cu soția mea.
Avem împreună 5 băieți și 5 fete. Deci cel mai mare are în jur de 25 de ani, vine fata care are 24 aproape, apoi cealaltă 23, apoi băiatul 21 aproape, pe mă vine una 19 și așa până la 5 ani. Am copii foarte mari. Slavă lui Dumnezeu, căci Dumnezeu m-a făcut să fiu tată la așa mulți copii. Niciodată nu m-am gândit, mai ales când eram copil, că eu o să fiu tată cândva la 10 copii. Deci la părinții mei am fost doar eu și sora mea. Ea este mai mică ca mine cu 2 ani. Eu am 48 și are 46 de ani acum. Ea a rămas la 2 copii. Ea a făcut la fel ca și mama și tata, 2 copii, 2 fete. Dar iată că pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat cu 10 copii. Mai am încă un frate după tată, dar doar, nu după tată, dar după tată, n-avem aceeași mamă, care locuiește în Moșna. Cei care sunteți din Mediaș poate îl cunoașteți pe Cosmin, pe Filip Cosmin. Cei care sunteți de Moșna sau din lângă Mediaș. Acesta era unul care cânta la nunți și așa mai departe și prin restaurante. El este după mine, adică cu un an mai mic. Cum s-a întâmplat? Deci pe când mama mea m-a făcut pe mine, după ce m-a făcut pe mine, tatăl meu, care trăiește acum în Băilești, i-a plăcut femeile. Era un om curvar. A lăsat-o pe mama mea, s-a dus și s-a împreunat cu femeia aceasta din Moșna, a lăsat-o însărcinată de vreo 3-4 luni de zile și s-a întors din nou la mama mea. Pe urmă s-a culcat cu mama mea și a rămas însărcinată și s-a născut sora mea. Dar între timp, între mine și sora mea, a fost fratele acesta după tată, Cosmin Filip din... Cum am spus că zice, mă, că am uitat, din Moșna. Din Moșna, din lângă Mediaș, a rămas, mama s-a însărcinată și s-a născut. Deci mai am un frate după tată, nu și după mamă, care se numește Cosmin Filip. Este din Moșna. Noi doi nu prea am avut contact, l-am văzut o dată sau de două ori, când era de 20 și ceva, înainte ca să plec eu în Germania. De fapt, eu am plecat la 25 de ani din România și acum am 48, deci aproape jumate din viața mea am trăit-o în Germania. Deci înainte ca să plec în Germania, m-am întâlnit odată cu el sau de două ori cu fratele meu după tata. Nu vreau să avem așa contact, pentru că eu am trăit într-un alt oraș, el a trăit în alt oraș și n-am avut așa contact. El a avut altă mamă, eu am avut altă mamă. Dar vreau să vă spun că copiii sunt o binecuvântare, dragii mei. Și toți pocăiții care se împotrivesc la nașterea de copii o să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă că ei nu sunt conștienți, că unii zice, bă, dar ce mă, nevasta ta e puroaică? Dar ce mă, vrei să-ți moară nevasta? Sunt femei care au născut și 18 copii și 15 și 14 și n-au murit. Dacă e să-ți moară nevasta, îți moare și la al treilea și la al patrulea. Tu încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Vreau să-ți dau un exemplu din Biblie. Nevasta lui Iacov, care se numea Lea și... Cum o spune asta, mă? Am uitat, nu vine acum în cap numele ei. Cea mai frumoasă pe care Iacov o dorea, în fine, nu vine acum numele în capul ei, numele ei în capul meu. Și Biblia îmi spune că femeia aceasta a născut lui Iacov pe Iosif, apoi a rămas însărcinată cu al doilea copil, cu Beniamin, și la naștere femeia a murit. A născut copilul și ea a murit. Vă dați seama, a murit la al doilea copil. Deci dacă Dumnezeu vrea să-ți ia viața, ți-l ia și la primul, și la al doilea, și la al treilea, și la al patrulea, și la al cât vrei. Așa că tu încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va purta de grijă. Amin. Să aibă Dumnezeu grijă de ei, pe unde se duc și pe unde umblă. Vreau să vă spun încă un lucru, frați și surori și dragi prieteni, că nu toți copiii care se nasc în familiile de pocăiți vor fi credincioși. Nu toți copiii care se nasc în familii de pocăiți umblă pe calea Domnului. Sunt copii care cresc mai mari și în loc să aleagă să slujească pe Dumnezeu, aleg calea lumii, aleg calea păcatului, pentru că sunt atrași de prietenii din lume. Satana se folosește de oamenii lui din lume și cheamă și, din păcate, copiii noștri ai pocăiților se duce cu cei din lume.
și aia cei din lume influențează negativ. Și noi, până am învățat, când erau mici, le spuneam, ai grijă că acel lucru nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Acum ei vor să guste din ceea ce nu este voie, așa cum a făcut Adam și Eva. Și sunt foarte multe case de pocăiți unde copiii lor au luat calea lumii, s-au dus pe calea care duce spre pierzarea veșnică. Dar părinții continuă să se roage pentru ei atâta vreme cât ei sunt în viață, ca într-o zi Dumnezeu să-i cerceteze și să-i aducă pe calea pocăinței. Noi ca părinți am vrea ca toți copiii care se nasc în familiile noastre să slujească pe Domnul, să trăiască în ascultare de El, să fie cuminți. Dragii mei, ce este în lume? Un copil care se duce în lume nu învață decât să fie un om rău. De ce? Pentru că în lume stăpânitorul acestei lumi este Satana și el este rău. Și când Satana pune stăpânire pe un om, îl învață să fie rău. Începe să vorbească murdar, să spună cuvinte porcoase, să zică prostule, nebunule, demonizatule și multe alte cuvinte urâte, urâte de tot, că nu trebuie să le pronunțuiești, da? În lume, când se duce, începe să-i tragă cu țigări după țigări, Snagov, Mărășești, Carpați, astea poate nu mai sunt, că sunt altele mai moderne, și ia țigare după țigare, pachet după pachet și bagă în el, apoi începe să-i dea cu sticluța, cu tot felul de alcool, apoi începe să viziteze cluburile de noapte, unde sunt toți destrăbălații lumii, unde se mai duc și apoi pe la prostituate, unde sunt femei infectați de păcat și de sida chiar și de alte boli. Oamenii se duc în lume, nu găsesc fericirea. Tu n-ai cum să găsești fericirea în lume fără Hristos, cu Satana. N-ai cum! Plăcerile care ți le dă pe moment păcatul sunt niște plăceri de o clipă și sunt trecătoare. Omule, tu nu poți să fii să fericit fără Hristos. Doar la Hristos găsești pace și liniște sufletească. Așa a spus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă, zice Domnul. Deci pacea o găsești la Hristos. Să vă spun ceva, când citiți mesajul care vi-l trimit, mă înțeapă tot corpul. Adică, ce vrei să spui? De ce te înțeapă tot corpul? Dumnezeu să fie cu noi toți oameni și toți copiii din lume. Amin, amin Florin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa este. Într-o zi, așa cum stăm acum live, când voi vă uitați la mine și eu mă uit la alții, și alții la noi și alții la voi, într-o zi vom fi în cer cu Hristos și toți vom sta cu ramuri de feric în mâini sau vom sta la masa lui Hristos la nunta de 1000 de ani. Gândește-te ce înseamnă să fie o masă lungă fără capăt și în stânga și în dreapta, pe toate părțile, să stai așezat la o masă care este nunta lui Hristos. Omule, în lumea în care trăim, la unele nunți, și aproape la toate nunțile, dar la mari, sunt nunți făcute de oameni mai bogătași, care își permit mai mult, e mai multă mâncare, mai multă veselie, mai multă fericire. Imaginează-ți ce va fi la nunta lui Hristos. Ceva de nedescris, ceva de neimaginat. Acolo nu mai este oboseală, acolo nu mai este plictiseală, acolo nu mai poți să spui, gata, m-am săturat, mă plictisesc, mă duc în altă parte, că nu mai vreau aici. Acolo e totul perfect, acolo e totul desăvârșit. Pentru că sunteți adus de Dumnezeu ca noi să stăm, să te ascultăm. Dumnezeu să te binecuvinteze, Matei. Dumnezeu să te binecuvinteze. De aceea să dorim să ajungem în cer. De aceea să dorim să ajungem la nunta lui Hristos. Ferice de cei care au parte din întâia înviere, ne spune Biblia, căci asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Biblia ne spune că moartea a doua este iazul de foc. Deci cei care au parte din întâia înviere, asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Am stat uneori și m-am gândit și m-am imaginat ce se întâmplă cu oamenii
care vor rămâne jos când va fi răpită Biserica de Hristos. Vă dați seama câtă panică, câtă durere, câtă groază să stai, să strigi în disperare, să zici: am așteptat pe Iisus, a spus că vine Iisus, am crezut în revenirea Lui, am vrut ca și eu să fiu răpit la cer, dar Hristos nu m-a luat. De ce nu m-a luat? De ce n-am fost răpit? Am vrut să plec și eu împreună cu cei care au plecat, am vrut să particip la nunta lui Hristos, de ce am rămas jos, de ce sunt aici, regrete, remușcări, plânset, ce se întâmplă cu mine, ce va fi cu mine, unde voi ajunge? Hristos a luat biserica, ceilalți s-au dus în cer, ce se întâmplă cu mine? Va fi cuprinși toți de o mare spaimă, de o mare frică, de mare descurajare și deznădejde. Îi va apuca pe toți frica, ce se va întâmpla cu ei după aceea. Oameni buni, pentru aceasta eu nu vreau să vă sperii. Vreau doar să vă fac conștienți că dacă rămâneți jos, o să fie niște momente îngrozitoare, pentru că îți dai seama, tu aștepți să vină Iisus, să aude trâmbița lui Dumnezeu, Hristos răpește biserica și vezi pe alții cum se înalță la cer și tu rămâi jos. Tu îți dai seama ce sentimente apucă. Sau vine Hristos, sună trâmbița, să ridică alții la cer și dintr-o dată și tu te desprinzi de pământ și începi să plutești din aer, să te ridici spre El. Va fi un eveniment de neimaginat. Să vezi cum plutești în aer și cum zbori înspre punctul acela unde e Hristos în văzduh. Și dintr-o dată ochii tăi îl vor putea să-l vadă pe Iisus Nazarineanul, despre care ai auzit de atâtea ori în biserică, ai citit în Biblie sau ai auzit pe live sau la alții pe YouTube. Îl vei vedea în față, în față pe Iisus pe care l-ai iubit, pe care l-ai prețuit. Că doar cei care l-au iubit cu adevărat vor fi răpiți la cer. Cei care au făcut voia Lui, nu cei care nu fac voia Lui. Cei care nu fac voia Lui vor rămâne jos. Dar atunci îți dai seama ce se va întâmpla. Înconjurat de măreție, Hristos va veni în slava sa, la stânga și la dreapta Lui și în spatele Lui milioane sau miliarde de îngeri care îl vor însoți și dintr-o dată poporul răpit la cer de pe pământ se va întâlni cu El în văzduh și dintr-o dată toate privirile celor răpiți la cer vor fi îndreptate spre Iisus, care strălucește în glorie, care este de necuprins de frumos, care este cel mai frumos din univers. Atunci vei striga în gura mare: acesta este Domnul, Domnul pe care l-am iubit, Domnul pe care l-am așteptat. Toate privirile vor fi îndreptate spre Iisus. Și după ce va avea întâlnirea aceasta, gândește-te ce va urma după ce Domnul Iisus va împarte la fiecare răsplata. El a spus: eu vin curând și răsplata mea este cu mine. El când vine, vine cu răsplată. Tu înțelegi? Atunci, gândiți-vă când va trebui să intrăm în cetatea cea sfântă, în cetatea făcută de El pe străzile de aur. Cine a mai văzut în lumea în care trăim străzi de aur? Cine a mai văzut palate, castele și tot felul de lucruri numai din aur? Cine a mai văzut? A mai văzut unii oameni care sunt bogați, care și-au făcut scaune și bănci și pahare și farfurii din aur. Dar străzi de aur și castele de aur, palate de aur, asta nu se poate în lumea în care trăim. Dar acolo, aurul de acolo este mult mai curat și mult mai frumos și mult mai strălucitor decât aurul de jos. Aurul de jos pe lângă aurul de sus este un gunoi, aurul de jos pe lângă aurul de sus. Pentru că aurul de jos este aur de pe pământ, așa cum și casele care le avem noi sunt de pe pământ. Dar aurul din lumea de dincolo este mult mai perfect, mult mai desăvârșit, mult mai atractiv, mult mai plăcut. Gândește-te ce frumos va fi când vom păși pe străzile de aur și când ne vom vedea înconjurat de îngerii lui Dumnezeu și fiecare va fi apoi adus
după ce se va termina toate acele evenimente, în locul pregătit de Isus. El a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, adică el ne pregătește un locaș, tu îți dai seama. Și Domnul va spune, aici este locul pentru tine, locul care ți l-ai pregătit de pe acest pământ. Va fi atâta bucurie că nu poți să exprimi în cuvinte omenești. Dragul meu, luptă-te ca să ajungi acolo. Luptă-te pentru locul frumos și apoi ce va mai fi în cer, vom vedea. Numai să ajungem acolo și vom vedea o veșnicie fără capăt. Îți dai seama, uite, pixul acesta are un început aici și are un capăt aici. Noi plecăm de aici, intrăm în veșnicie, dar nu mai are capăt. Nu mai are capăt, continuă și merge în vecii, 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 vecilor. Asta înseamnă infinit. Miliarde, miliarde, miliarde și miliarde și miliarde catralioane de an. Vă dați seama, într-un loc frumos. Aici pe pământ suntem doar pentru o vreme. Și știți că din pricina acestui pământ, foarte mulți oameni pierd cerul. Pentru că spun, o viață am să-mi o trăiesc. Ce o fi dincolo, nu știe nimeni. Adică, Hristos nu știe, adică Biblia minte, sunt oameni care spun că au avut moarte clinică și spune ce au văzut acolo și zice, nu știe nimeni. De ce spune omul așa? Că nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și omul alege să trăiască de capul lui, crezând că asta e viața, să bei, să fumezi, să te duci la discotecă, să te destrăbălezi, să ai mai mulți bărbați sau mai multe femei, să vorbești tot mai multe cuvinte porcoase, să fii ușmecheraș, să bași țigarea în gură, să tragi fum pe gură și să dai pe nări și să mai faci. Păi asta e viață. Să iei sticlă după sticlă. Hai noroc, băi Gheorghe, hai noroc să le fie de bine. Și dă-i cu țuica, și dă-i cu vinul, și dă-i cu coniacul, și dă-i cu pălinca până ți-a mințile, până te îmbată. Asta e viață? Pentru atâta vrei tu să pierzi cerul? Pentru atâta? Alții iau droguri, se droghează în așa fel încât nu mai știu de ei și nu mai se conduc ei pe înșiși, îi conduce drogurile pe ei. Adică nu mai poți să facă ei ce ar trebui să facă când ești nedrogat, un om normal. Ce le dictează drogul care i-a luat mințile, care nu-i mai sunt conștienți, aia fac. Vă dați seama unde a ajuns omul. Dar omul n-a ajuns singur aici. Împins de Satan. Satana te face să te droghezi ca să nu te mai gândești la Dumnezeu și din contră să-L înjuri. Te face să te înveți să nu-ți mai stea ție capul la Dumnezeu. Acum trebuie să închei, că iar mi-apare aici la telefon. Trebuie să închei, că mi-apare iar la telefon că se închide. Probabil a trecut limita care trebuia să treacă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De ce de aur? Zice, pentru că așa a făcut Dumnezeu. Acolo unde este Dumnezeu, totul este perfect. Biblia spune că ulițele sunt de aur. Când spune ulițele sunt de aur, asta înseamnă străzile sunt de aur. Deci în cer la Dumnezeu, dar acolo nu mai este materie. Adică nu mai calci cum calci aici pe pământ cu talpa pe pământ. Acolo calci ca și cum plutești, ți se pare că e totul, cum să zic eu, materie, dar nu-i. Deci pășești în aer. Adică nu pui piciorul așa cum îl pui pe pământ sau cum pui o mână pe masă. Nu, pășești în aer ceva. Deci e prea greu, nu putem să ne explicăm și nu avem cu ce să comparăm pe pământ. Este peste puterile omului de a putea să-și imagineze cum este acolo în cer. Deci nu e vina omului dacă nu a ajuns singur. Ba da, nu știu dacă la ce te referi, Cătălin, când spui dacă n-a ajuns singur la sau în iad. E vina omului, pentru că omul decide locul în care să meargă.
Omul alege singur. Dumnezeu îți arată ce este bine și îți arată ce este rău. Și spune Dumnezeu, alege binele omule ca să fii fericit. Din păcate, foarte mulți oameni alege răul. Dumnezeu prin cuvânt îți spune că abia e păcat și că e rău și că poate să-ți ia mințile, tu alegi să bei vina ta. Dumnezeu îți vorbește ca curvie păcat și curvarii nu merg în cer, e vina ta dacă continui să curvești. Trebuie să închei de a doua oară pe telefonul acesta, trebuie să închei. Mai rămân încă unul un pic. Mă iertați, trebuie să închei, mi-apare aici că trebuie să opresc pe telefon. Dumnezeu să vă binecuvintez. Deci, dragii mei, înțelegeți voi pe cel la telefon? Dumnezeu ne lasă să alegem. Acum rămâne la alegerea noastră ce vrem să alegem. Biblia spune că Dumnezeu zice, spun în față binecuvântarea și blestemul, moartea și viața. Alege binecuvântarea și nu blestemul. Alege viața să trăiești și nu moartea. Rămâne la alegerea fiecăruia. Dumnezeu nu te obligă să alegi binecuvântarea dacă tu nu o vrei. Dumnezeu nu te obligă să alegi viața dacă tu nu o vrei. De aceea a spus și Hristos, cine vrea să mă urmeze, nu zice vă poruncesc să veniți după mine. Hristos spune, cine vrea? Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să mă urmeze. Dar asta rămâne la alegerea fiecăruia. Cine vrea? Deci dacă vrei să mergi după Iisus, trebuie să decizi. Dacă nu vrei să mergi după Iisus, nu te duci după Iisus. Dar este greșeala pe care o face omul pe acest pământ. Cea mai mare greșeală pe care o poți face. Pentru că dacă vii la Iisus, El te eliberează de toate patimile tale, de toate robiile cu care satana te-a robit, de toate legăturile cu care ești legat de pământ, face din tine un om bun, cu un caracter nou, cu o vorbire nouă, cu o gândire nouă, îți pregătește un loc în cer, Hristos pune lângă tine, în jurul tău, îngerii Lui, Hristos pune peste tine sângele Lui ca protecție, Dumnezeu Tatăl îți devine Tată, un loc în cer se pregătește, pur și simplu ai doar avantaje. Dacă trebuie uneori să suferi pentru Hristos, trebuie să suferi pentru Hristos, că și Hristos a suferit pentru noi. El a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți căci eu am biruit lumea. Da? Și ucenicii lui Hristos au suferit pentru Hristos și și-au dat viața pentru Hristos și au murit pentru Hristos. Dacă se ajunge până acolo să-ți dai viața pentru Hristos, trebuie să fii în stare și gata și pregătit să-ți o dai. Pentru că Hristos a spus, cine își va pierde viața din pricina mea și a Evangheliei, o va câștiga. Dar cine va căuta să scape viața, o va pierde. Dacă ești pus în situația să alegi între Hristos și jobul tău, alege-L pe Hristos. Dacă ești pus în situația să alegi, da, imediat. 12, 11 și jumătate, între Hristos. Domnul să te binecuvintez. Acum soția spune să gata. Hai să o ascult. I-am spus soției mele când am venit că intru doar un pic și de fapt numai un pic am vrut să vorbesc, să spun oamenilor să stea în casele lor, că casele lor este corabie de salvare, dar iată că m-am întins. Gata, îți deschid acum, uite. Închei, Domnul să vă binecuvinteze. Vă doresc noapte bună!